Întrebarea e destul de dificilă. Probabil răspunsul pe măsură. Cum ați făcut să faceți din cinematografia română cea mai importantă cinematografie din lume în acest moment? Ne bucurăm foarte mult că suntem în punctul în care vorbim despre festivalul After Hills. Eu cred că fiecare dintre noi avem sau trebuie să avem maxima responsabilitate pentru îndeplinirea misiunii pe care fiecare o are. Suntem Alina Cojocaru și Andrei Giurgia și în fiecare miercuri de la ora 13 suntem față în față cu oamenii, problemele și soluțiile Iașului. Este 13 și 3 minute. Bun găsit, vă spunem din nou pe frecvențele Viva FM, așadar la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. După cum bine știți, de săptămâna trecută am început un nou sezon. Suntem, am putea spune, în formulă completă, formula cu care toți cei care ne ascultă s-au obișnuit în dimineți animate, dar de acum suntem față în față cu cei care doresc și suntem convinși că acesta este și crezul lor să ducă orașul nostru mai departe, să fie un oraș prosper în care să fim mândri că locuim. Alina Cojocaru, Andrei Giurgea, vă spun bun regăsit pe frecvențele Viva FM. Bine ne reauzim, Alina. Bine te-am regăsit și v-am regăsit. Așadar, mi-ar plăcea tare mult ca de la o săptămână la alta să vin și să spun ca urmare a emisiunii de data trecută s-au schimbat următoarele. Sau cel puțin am găsit soluții salvatoare pentru o serie de probleme. Iată că nu se întâmplă lucrul acesta, dar sperăm și contribuim cu toții, punem așa umărul la tot ce înseamnă treabă în orașul acesta și dacă am face așa, poate cine știe ar fi bine. Chiar vedeam la știri, cred că astăzi dimineață, cineva a găsit o pubelă plină și a zis că e mai bine să pună gunoiul lângă. Și uite așa a făcut tot cartierul. Și probabil s-a ajuns unde nu trebuie. Oricum, s-a ajuns cu câine, pisici, bineînțeles miros și așa mai departe, că e mai simplu uneori decât să mergi câțiva pași și să duci unde trebuie, nu? Exact, da. Avem de învățat, avem de lucrat și la acest capitol. Oricum citeam și în această dimineață că s-au achiziționat 35.000 de euro pubele, apropo de ceea ce povesteai tu puțin mai devreme. Asta înseamnă că ne pregătim serios pentru a învăța încă o dată cum să selectăm aceste deșeuri, pentru că și aici e o altă discuție și sunt convins că o vom dezbate în cadrul unei ediții a emisiunii Față în Față. Da, asta mi-ar plăcea tare mult să aflu și eu cum anume selectez, pentru că oricât de mult mi-aș dori, eu nu am unde să selectez, doar dacă le pun eu separat și pun lângă pubelă sacii, știi? Și unde e hârtia, unde e plasticul și așa mai departe. Da, poate o să ajungem și noi la asta, știu că se fac eforturi în acest sens. Și în această după-amiază, da, pentru că e după-amiază, vorbim un pic despre Iașul nostru, că vorba aia ne interesează și vorbim despre subiectul probabil cel mai acut, dacă vrei, traficul din oraș. Acesta este principalul subiect. Da, eu trebuie să recunosc, atunci când vin dimineața la radio în jur de 5:30, se circulă bine. Probabil lucrurile se schimbă imediat după ora 6, când toată lumea nu se pregătește să meargă la serviciu, să-i ducă pe cei mici la școală. Și sunt convins că au fost câteva idei, sperăm noi să fie puse în practică atunci când vorbim de traficul din Iași. Au fost foarte multe soluții de-a lungul timpului, propuse de foarte multe persoane. Trebuie să spunem că viceprimarul Radu Botez spunea că avem prea puține străzi în condițiile în care numărul de mașini a crescut exponențial. Soluția domniei sale era să facem străzi noi. Pe unde? Nu știm deocamdată, cu siguranță o să aflăm. Propunea, de exemplu, terenul administrat de CFR. Am putea avea o stradă în lungul căii ferate spre Tomești, de exemplu, având în vedere că în zona Socola sunt 25 de căi ferate, dintre care două sunt folosite, pe alte 5-6 sunt trasee, bineînțeles, lăsate libere, vagoane, restul sunt nefolosite, la fel la Gara Mare, s-ar părea. Da, se mai spunea tot în acea declarație că modernizăm pasarela în condițiile în care trecem peste 22 de linii ferate, dintre care sunt folosite 4 sau 5. Practic nu există o justificare și nici perspectivele unei dezvoltări, în așa fel încât să spunem că CFR nu se poate dispensa de aceste linii. Apoi, Bahluiu, da, râul ar trebui să fie o axă importantă de circulație în oraș. De-a lungul său, noi credem că vom avea sensuri unice dintr-un capăt la altul. Deocamdată suntem în situația de a le avea doar între podul de piatră și podul Sfântului Ioan. Peste care să realizăm niște treceri supraterane. Mie mi se pare așa utopie trecerea supraterană în ultima perioadă, pentru că se vorbește intens despre ea, se vorbește și în Valea
Valea Lupului. Știi foarte bine, au fost acolo și persoane care s-au grupat, care au strigat atât online cât și fizic pe stradă că vor neapărat treceri supraterane. Până una alta s-a făcut trecere de pietoni, ceea ce iarăși este foarte bine. S-ar părea că aceste treceri sunt mai ieftine comparativ cu cele subterane, așadar ar fi într-adevăr o soluție foarte bună. Pentru a afla ce se mai întâmplă cu aceste propuneri, dar și cu alte soluții, avem în acest moment un moment de, să spunem așa, de bucurie și de revedere cu drag. Alături de noi, în această după-amiază, în studioul nostru, se află viceprimarul municipiului Iași, domnul Radu Botez. Bine ați revenit alături de noi! Bine v-am regăsit! Am făcut așa o incursiune în declarațiile pe care dumneavoastră le-ați făcut în urmă cu ceva timp și în care, într-adevăr, veneați cu soluții extraordinare. Probabil, curiozitatea noastră, Andrei, și ascultătorilor, e să știm unde locuiți dumneavoastră, ca să știm cât faceți până la serviciu. În fiecare dimineață. Da, eu locuiesc în Bucium și, într-adevăr, în funcție de ora la care plec de acasă, circulația este total diferită. Astfel, între 7:20 și 8, circulația este semiblocată, în sensul în care din Bucium trebuie să te așezi la coadă undeva în zona 3 Sarmale. Dacă, în schimb, pleci undeva în jurul orei 7 sau în jurul orei 8, circulația este aproape total liniștită, fluentă, nemai existând absolut deloc coadă de mașini. Respectiv, ajungi până la OMV fără să stai la absolut nicio coadă. De aceea, noi tot discutăm de o serie de măsuri pe care încetul cu încetul sperăm să le implementăm și multe dintre elementele pe care le-ați menționat dumneavoastră la începutul emisiunii au ajuns deja în faza unor pași parcurși. Și anume, avem discuții atât cu Asociația Municipiilor din România, un organism destul de bine închegat, cât și cu Ministerul Transporturilor în ceea ce privește aceste linii de cale ferată de pe teritoriul orașului. Lucrul acesta fiind, aș putea zice, specific nu numai la Iași, ci îl avem și la Brașov, și la Cluj, și la Timișoara. Există o mare cantitate de linii complet nefolosite, care, sigur, îngreunează foarte mult dezvoltarea orașelor respective. Liniile acestea, în multe cazuri, împărțind efectiv orașul în două părți mai mult sau mai puțin egale. Ceea ce se întâmplă și la noi, nu? Da. Dar de ce nu le putem folosi ca mijloc de transport? Adică ar fi mult prea costisitor, pentru că trenul în oraș nu e un lucru pe care să-l inventăm noi, ci l-am văzut și în alte capitale. Parcurg distanțe mai scurte, dar reprezintă mijloc de transport în comun. Da, ajungeam sigur și la acest element, bine că ați menționat. Probabil mulți dintre radioascultători au circulat în vest, în Austria, în Germania, au văzut acel tren urban, acel S-Bahn din țările germanice. Sigur, există varianta RER-ului și în Franța, există varianta și din Anglia, în sensul în care liniile de cale ferată sunt folosite și pentru transportul atât urban cât cel metropolitan. Avem și noi în proiect, am avut discuții clare, am văzut linii și suntem în faza în care aceste discuții sunt purtate cu Ministerul Transporturilor, pentru că liniile de cale ferată nu sunt proprietatea noastră. Dar revin la partea inițială, într-adevăr, liniile de cale ferată, număr deosebit de mare, incomodează din mai multe puncte de vedere. Reușim să facem cu greutate și cu costuri mărite pasarele. Dorim aceste pasarele și sper să se întâmple lucrul acesta în următorii 2-3 ani. De asemenea, am putea să avem, cum ați spus și dumneavoastră, o stradă de-a lungul căii ferate, o stradă la care am avea în primul rând avantajul că am stabilit noi intersecțiile. Am putea să avem dinspre Tomești până în zona Gării două sau trei intersecții la această stradă, fiind o rută rapidă.
În ceea ce privește malurile Bahluiului, într-adevăr, sperăm să reușim să avem sensuri unice în oraș, de la ultimul pod Sfântul Ioan până cel puțin deocamdată la podul de piatră, urmând, sigur, dacă reușim acest lucru, să încercăm să-l dezvoltăm. Avem deja tema de proiectare. Mâine, 29, este ultima zi de depunere a ofertelor în ceea ce privește tema de proiectare pentru cele două pasaje rutiere supraterane în zona podului Roș. Vor fi cumva ca un proiect pilot, este zona cea mai aglomerată și după ce realizăm aceste două pasaje, la care noi avem și estimări valorice, avem și estimări de timp de realizare, sperăm ca un astfel de pasaj să fie realizat undeva în jur de 5 luni, total diferit față de un pasaj subteran care ar fi necesitat câțiva ani. Și după ce vom reuși să realizăm aceste pasaje, sigur vom avea experiența necesară cât să spunem că imediat pornim cu pasaje de-a lungul Bahluiului și la podul Cantemir și podul Metalurgiei Tudor Vladimirescu, astfel încât să încercăm să avem o fluență a traficului, cum am mai spus în prima fază, din podul de piatră până la podul Sfântul Ion, fără nicio intersecție. Principalele intersecții să fie supra-traversate. Ar fi un pas mare care, alături de construcția unor poduri, unor noi poduri peste Bahlui, știți că deja unul este într-o fază destul de finală în ceea ce privește licitația pentru construcții, cel din zona Cicoare, unul din cele trei din zona Cicoare, mai dorim să facem un pod între podul Tudor Vladimirescu și podul Metalurgiei, astfel încât strada Bucium, este acea stradă care merge pe la baza 3, să aibă o continuitate până pe malurile Bahluiului, contribuind la afluența circulației. Astfel de măsuri cred că trebuie cât mai repede implementate, pentru că, apropo de Bucium, am fost ieri, surprinzător, pe acolo, la 10, lejer traficul, însă am constatat că s-a degradat considerabil strada, probabil și din cauza traficului, mașinile, greutate și așa mai departe, și cred că e absolut necesar ca anumite soluții să fie puse în practică cât mai repede. Ce anume vă împiedică? Pentru că știu, dumneavoastră aveți întotdeauna foarte multe idei, lucrați la foarte multe proiecte. Unde întâmpinați blocaje? Da, iarăși întâi să vă răspund cu strada Bucium. Într-adevăr, noi ascultăm postul dumneavoastră de radio și în primărie, dar am impresia că funcționează și invers. Probabil pentru că ieri am avut discuții în ceea ce privește asfaltarea străzii Bucium pe porțiunea de la Spitalul Socola până la Pasarelă, după ce vor fi efectuate lucrările de realizare a conductei termice. Este un proiect semnat, aprobat, prin care rețeaua de energie termică va ajunge până la Spitalul Socola și blocurile ANL. Sigur, după acest proiect, pe această porțiune, ne-am dorit, bineînțeles, să asfaltăm întreaga stradă Bucium, dar bugetul este limitat, sperăm noi să reușim să o asfaltăm. Ceea ce privește, într-adevăr, relația aceasta între dorință, idei și putință, diferența este destul de mare față de mediul privat, lucrurile funcționând birocratic în partea aceasta de administrație, și dacă ne gândim numai la faptul că întreg materialul pentru Pug a fost terminat undeva din lunile noiembrie și încă mai ne mai luptăm cu niște umorile de vânt la avize cu unele comisii în ceea ce privește un aviz sau două. Aici vrem să ajungem la planul urbanistic. La fel lucrurile au stat și în ceea ce privește parcometrele. Am pornit acest demers tot din... Pe care le așteptăm. Că de tot și noi le așteptăm, nu știu populația dacă le așteaptă cu entuziasm, pentru că sigur cele 100 de parcometre care sperăm noi că vor veni până la sfârșitul anului, suntem și aici într-o fază finală, licitații, au fost contestări, n-am avut buget local, pentru că știți că n-am avut buget național și bugetul local se votează la o lună după bugetul național. Sigur, motivații putem găsi permanent, dar când vor veni, va fi clar că încetul toată lumea
care va parca mașina pe proprietatea orașului va trebui să plătească ori un abonament în zonă rezidențială, ori sigur în zonă centrală abonament sau parcare cu ora. Vor fi mai multe variante în acest sens. Apropo de parcări, pe lângă cele deja existente, intenționați să faceți și altele? Mă refer la parcările administrate de primărie. Pentru că sunt foarte puține. De exemplu, în centru e cea de la Victoria, care este îngrozitor de aglomerată. De fiecare dată când merg pe acolo și când parchez acolo, mă învârt așa prin parcare să îmi prind și eu un loc. Avem șansa să avem astfel de parcări în curând? Mai multe, poate? Deocamdată știți că a pornit un proiect într-un parteneriat, am putea spune, în ceea ce privește o parcare pe trei nivele în zona sediului SRI. Noi sperăm să pornim astfel de proiecte, iarăși, cât mai repede în zona Golia, parcarea din spate de la Golia și, sigur, aici la Policlinica 1 și Spitalul Sfântul Spiridon. În ceea ce privește parcarea Victoria, dacă vom reuși, și aici mai mult sunt elemente juridice, dacă vom reuși, vom încerca să facem o parcare subterană în zona respectivă, odată cu refacerea, reconstrucția, demolarea și construcția unei alte clădiri, pe locul cinemaului Victoria. Da, asta auzeam și eu mai nou, că e posibil, nu, să se ajungă acolo, pentru că s-a ajuns la concluzia aceasta că decât să cârpești acea clădire și să investești foarte mulți bani, mai bine se dărâmă totul și se reface practic construcția de la zero. Și există două cerințe majore, locuri de parcare și o sală de conferințe, congrese de 1000 de locuri. Cel puțin medicina, oricând ar intra într-un parteneriat pentru construcția unei astfel de săli și sigur aceste elemente trebuie să încercăm să le punem cumva în valoare din punct de vedere a proiectelor viitoare. E 13 și 19 minute. Nu uitați, avem și un număr de SMS 0753 100 300 dacă sunt întrebări pentru invitatul nostru din această după-amiază, viceprimarul municipiului Iași, domnul Radu Botez, le așteptăm cu mare drag sau direct pe pagina noastră de Facebook. Ne întoarcem imediat! Ai aflat de cel mai nou solar Bodyline? Îl găsești în centru, strada Anastasiei. Am revenit în direct pe frecvențele Viva FM. Vă reamintim, sunteți la față în față în această după-amiază, o discuție cu viceprimarul municipiului Iași, domnul Radu Botez, despre circulație în special și despre cum am putea să ajungem la un nivel pe care ni-l dorim cu toții. Am aflat, idei sunt, planurile se pot pune ușor în aplicație, dar durează, nu? Pentru că avem parte de contestații și uite așa, mai trece un an și trebuie să facem bilanță, nu? La un moment dat să vedem ce am reușit să facem. Da, rămânem un pic la acest subiect al traficului, pentru că avem așa o curiozitate. La un moment dat, domnule Botez, ați spus că dacă ieșenilor li s-ar lua managementul inteligent al traficului, cu siguranță ar observa lucrul acesta și l-ar cere înapoi. Mi-ar plăcea tare mult să ne spuneți un pic, pe înțelesul nostru al tuturor, ce înseamnă acest management inteligent al traficului, cât de mult îl observăm, cât de mult îl experimentăm zi de zi în trafic. Da, sigur, putem să-l observăm cu toții în momentul în care circulația se desfășoară la un nivel normal. Respectiv, dacă la ora 10, 11, 12 în timpul zilei sau după amiaza pe la 8-9 mergeți pe anumite artere, veți constata că, într-adevăr, aveți verde permanent în momentul în care dumneavoastră respectați o anumită viteză 50 de km pe oră. Lucrurile se întâmplă pe Bulevardul Nicolae Iorga, lucrurile se întâmplă pe Păcurari, pe sensul de ieșire din oraș și pe mai multe astfel de străzi, în general străzi principale. Avem în continuare discuții cu cei de la care se ocupă de acest management în sensul de a încerca să optimizăm acest lucru, dar datorită circulației, datorită
datorită numărului foarte mare de mașini, mai ales la orele de vârf, sistemul nu are cum să funcționeze, pentru că acele camere care le vedeți dumneavoastră în intersecții reușesc să detecteze maximul număr de 20 de mașini pe sensul respectiv. Dacă pe fiecare direcție sunt mai mult de 20 de mașini, sistemul nu știe ce să facă, nu știe să spună direcția respectivă este prioritară sau nu. Același lucru se întâmplă în concordanță cu elementele care sunt în asfalt și care arată prezența mașinilor. Deci, noi avem elementele tehnice necesare unei optimizări, dar această optimizare poate să existe și există atunci când există, când avem un trafic normal. După cum probabil ați observat cu toții, traficul a crescut într-un mod, cred că chiar putem să spunem, dramatic în oraș. Eu locuiesc de vreo 13-14 ani în Bucium și dacă înainte nu aveam nicio mașină în față când veneam spre oraș, acum în coada dimineața, într-adevăr, este undeva pe la 3 sarmale. Avem peste 100 de mii de mașini în Iași, undeva pe la 120 de mii de mașini. Și numărul crește permanent. Numărul crește, după cum vedem, guvernanții mai noi sau mai vechi nu au gândit măsuri care să nu să oprească această creștere, dar măcar să-i pună la plată pe aceia care au sau își aduc sau au mașini foarte, foarte vechi. Și ca și în alte domenii, nu ar trebui să ne chinuim noi să inventăm roata, ci numai dacă am luat exemplu din alte țări și după părerea mea în acest sens, există un exemplu foarte bun în Germania, a modului de impozitare al mașinilor. Dacă am luat acel exemplu, atunci ar fi o îmbunătățire și a calității mașinilor și probabil ar fi modul de plată al impozitului net mai echitabil față de situația actuală. Știu că fiecare ieșean poate face ceva în sensul acesta. Și aici nu ne referim doar la ieșeni, pentru că știm foarte bine, orașul nostru de la an la an aduce tot mai mulți oameni în el, din orașele învecinate, din Vaslui, din Botoșani, din Bacău chiar se mută în Iași. Vedem foarte multe mașini, că na, omul vine cu mașina lui aici. Clar, și numărul oamenilor s-a înmulțit, și numărul mașinilor, și putem, avem alternativa aceasta de a apela la mijlocul de transport în comun. Ce se întâmplă cu acest mijloc de transport în comun? Știu că la un moment dat fiecare autobuz avea o bandă de circulație. Ce s-a întâmplat între timp? Că nu mai văd banda respectivă. Nici hașurată și nici folosită de autobuz. A dispărut. Da. Aici, cum am mai spus poate și cu alte ocazii, iarăși avem un fel de cerc al situațiilor și anume neexistând locuri suficiente de parcare în zonele rezidențiale, foarte mulți aleg să parcheze și din comoditate unii să parcheze mașinile pe străzile principale, chiar dacă acolo nu este loc de parcare și aici mă refer în principal la șoseaua Nicolina, la zona Păcurari și în felul acesta blocând o bandă de circulație. Sigur vom reuși acolo unde avem și linii de tramvai să mutăm transportul în comun, respectiv tramvai, autobuze și taxiuri, pe liniile de tramvai și dacă acest lucru se va întâmpla și vom reuși să controlăm tot acest parcurs, în sensul în care liniile să nu fie blocate de alte mașini, atunci va exista iarăși o diferență clară între timpul parcurs cu un mijloc transport în comun și mașină, față de timpul da. Cu mașina personală. Poate acest lucru împreună cu modernizarea parcului, știți că începând cu luna octombrie vor veni cele 88 de autobuze noi. Da, vor veni și acele 11 tramvaie semi-noi, spun semi-noi pentru că este foarte clar că ne-am dorit
dori cu toții să cumpărăm tramvaie noi, numai că diferența de preț este colosală. Care e diferența între unul nou și cel pe care o să-l achiziționăm noi? Aveți idee? Da, bineînțeles. Dacă ne referim la un tramvai Siemens, 100, deci nu 10, 100 de tramvaie achiziționate de noi, semi-noi, spun semi-noi pentru că ele sunt cu 30 de ani mai noi decât tramvaiele pe care le avem la ora actuală de pe stradă și sunt și modernizate. Deci sunt aproape ca și noi. 100 de astfel de tramvaie costă cât un singur tramvai nou Siemens. În afară de tramvaiele Siemens sunt și alte variante, sunt tramvaie și produse în România, sunt tramvaie produse în Turcia, sunt tramvaie produse în Cehia, care într-adevăr nu au un preț chiar așa de pipărat, dar oricum sunt cât peste 50 de tramvaie pe care tot am încercat și sperăm să le aducem. Vom aduce o primă tranșă, pentru că și cei de acolo, chiar dacă sunt din Germania cu o anumită forță, Essen nu este un oraș ceva mai mare, oraș universitar, mai mare decât Iașu, iar forța lor este de a cumpăra câte un tramvai la 2 luni din buget. Deci nici la ei lucrul acesta nu se întâmplă, iar tramvaiele pe care le achiziționăm noi, pur și simplu sunt cele scoase din uz la ei și care vor fi scoase în decursul timpului. Ele circulă acum, sunt perfecte și la ei și sigur sper că ca și cele de pe stradă vor funcționa mult timp și la noi. Și noi sperăm și într-adevăr ne bucurăm atunci când vedem autobuze noi, tramvaie noi, dar important este să le și folosim, pentru că e păcat să se investească atât de mulți bani într-un autobuz nou și să vezi doar 2 oameni, 3 oameni în el și poate cine știe, ideea dumneavoastră cu acea bandă pe liniile de tramvai o să fie foarte bună și dacă este repede implementat o să fie extraordinară, pentru că stând în mașină te gândești, mă, da, autobuzul ăsta circulă mai repede decât mine, nu? Poate exact. Îmi las mașina acasă mâine dimineață și iau autobuzul. Ce bine ar fi! Da, e într-adevăr un proces, ne educăm, dar cred că, da, e o soluție foarte bună și sper să o implementați cât mai curând. Da, și sper iarăși într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat să reușim să scoatem și o parte a traficului greu din oraș. Dacă o să mergeți, o să vedeți că nu mai există nicio groapă pe așa zisa șosea trei fântâni. Există o porțiune de vreo 300 de metri înspre Tomești neasfaltată, dar care urmează a fi asfaltată, în așa fel încât probabil într-un viitor vom reuși să mutăm o mare parte din traficul de camioane spre acea zonă. Din păcate, mai departe, zona Poitiers și zona Bulevardului Nicolina reprezintă zone rezidențiale și sigur ar fi fost de dorit să avem alte soluții pentru aceste șosele. Avem iarăși discuții serioase, planuri de a reuși să facem această legătură dinspre Lețcani jos până la sensul giratoriu de la Vânători. Acolo sunt mai multe elemente care deocamdată ne cam încurcă. Sunt vreo 3 curbe foarte mai mari de 90 de grade plus o zonă în care există ca un fel de ocolire prin oraș, dar le avem în vedere și eu cred că lucrul acesta se va întâmpla odată cu pornirea lucrărilor la spitalul de urgențe. Așa este, să sperăm că se va întâmpla. Mie mi-ar plăcea tare mult să ne spuneți dacă puteți. Știm că foarte mulți dezvoltatori imobiliari dezvoltă anumite noi cartiere până una alta, nu? Dar foarte puțin investesc și în infrastructura de acolo. Și atunci fiecare om care se mută așteaptă de la primăria din comuna respectivă, de la primăria din Iași să vină cu asfaltatul. Nu există cumva o posibilitate să colaborați cu acești dezvoltatori și cumva să aibă obligativitatea de a asigura strada necesară traficului? Da, cum am mai spus, sigur și primăria emite probabil pe o frecvență. Chiar în ultima perioadă am avut discuții majore în acest sens și anume ca acei dezvoltatori care încearcă și vor realiza o anumită cantitate de
locuințe și pot să vă dau și exemple, vă rog, acei investitori să participe la infrastructura generală a orașului, deci nu numai pe teritoriul lor, ci mașinile din zona respectivă să poată să intre în traficul orașului fără să influențeze major actualul trafic, pentru că avem proiecte mari, proiecte în zona fabricii Nicolina și dacă vă zic că numărul de locuințe care se dorește a fi construit în zona respectivă, nu știu dacă se va și construi, deci numărul de metri pătrați acolo este cât a unui cartier cu 100, deci nu 10, cu 100 de blocuri turn. Sunt estimate în jur de 6-7 mii de mașini în zona respectivă. Avem proiecte imobiliare majore pe malul drept al Bahluiului, în zona fostului CFS, proiecte pe vreo 25 de hectare, probabil aproximativ la fel de mari. Deci toate aceste... Astea sunt în oraș. Mai sunt și cele din afara orașului. Da. Toți acești dezvoltatori, sigur, vor trebui să contribuie la infrastructură. Pentru cei din afara orașului, sigur, vom reuși să realizăm la capătul mijloacelor de transport și primul model va fi în zona CUG. Vom realiza parcări păzite, neplătite, și dânsii vor fi cumva determinați prin timp de semaforizare, prin îngustarea traseurilor, determinați să-și lase mașina acolo și să ia un mijloc de transport în comun și să nu aibă tentația de a veni cu mașina până, de exemplu, până spre Podul Roș sau la fel va fi și pe Păcurare. O idee despre care discutam chiar anul trecut, cred, cu dumneavoastră, o idee foarte bună. Am identificat locurile, dar credeți-mă, de la 8 dimineața până la 5 după amiaza sunt atâtea elemente de rezolvat, de la platforme IT până la locuri la cimitir și crearea de locuri noi, încât este foarte, foarte dificil de a putea să le promovez pe toate cu anumită intensitate. În ultima vreme am reușit din ce în ce mai mult, am putea spune, să scoatem cumva și capul în lume, în sensul de vizite ale ambasadorilor, în sensul în care primarul participă la tot felul de întâlniri la București. La începutul lui octombrie vom merge câteva zile la un foarte important târg exporeal la München, în care să prezentăm orașul, un târg la care Oradea, de exemplu, este prezentă de vreo 4 ani cu elemente clar pozitive. Am discutat cu cei de la Oradea și am vrut să vedem din experiența lor. Recuperăm, iată, pentru prima dată participăm. Da, vom merge la Düsseldorf la o întâlnire la primărie și avem speranțe reale în realizarea unei înfrățiri cu Düsseldorf-ul, cu toate că noi, aș putea zice, nu prea suntem de nasul Düsseldorf-ului, un oraș cu aproape 1 milion de locuitori, capitala landului Nord-Rhein-Westfalen, land care are aproape 18 milioane de locuitori, adică este aproape cât România, dar sperăm în această relaționare și speranțele mele într-o relație cu partea germană sunt mai mult duse pe partea aceasta de trafic, pe partea de marcaje, pe partea experienții lor în care să vină și să spună: domnilor, cum arată Podul Roș, nu trebuie să aveți sens giratoriu, trebuie să faceți asta, asta, asta și marcajul să arate așa, așa, așa. Sper să obținem o astfel de expertiză într-un viitor pentru a putea să ne dezvoltăm. Facem o scurtă pauză și revenim, rămâneți cu noi. Salut, amice! Ce bere bei acolo? Beau bere Solca. Cum Solca? Da, bere Solca. Tu nu ai auzit?
Am revenit în direct pe frecvențele Viva FM. E 13 și 42 de minute. Suntem la o întâlnire față în față cu viceprimarul municipiului Iași, domnul Radu Botez. Am discutat despre trafic până în acest moment, am identificat soluții, am văzut cât de importante sunt aceste întâlniri, nu? Și cu alte primării din alte orașe, din alte state. Așadar, în perioada următoare ați aflat primăria, municipalitatea va participa la astfel de întâlniri. Ne-au vizitat nu foarte mulți ambasadori. Am aflat că domnul Hans Klemm, președintele, ambasadorul Statelor Unite în țara noastră, vine și la deschiderea anului universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Iată, se întâmplă, ne mișcăm din acest punct de vedere și cred că toate aceste lucruri sunt în beneficiul orașului, în beneficiul comunității. Mergem mai departe cu alte lucruri. Ce necesită atenția municipalității? Vorbim un pic despre toalete, nu? A fost un subiect... E un subiect foarte interesant pentru că știm cu toții, la un moment dat s-au achiziționat anumite toalete publice care au costat ceva, toată presa a relatat la acea vreme, dar ieșenii chiar scriau pe anumite grupuri de discuție, am testat și noi, acestea încă nu sunt funcționale. Știm ceva cu privire la acest subiect, în ce stadiu se află? Nu pot să vă dau niște amănunte foarte clare. Din ultimele discuții care cred că le-am purtat acum vreo 2 săptămâni pe această temă, rezulta faptul că ele sunt proporție de 90%. Cred că doar una sau două nu erau complet dotate, utilate? Nu dotate, ci puse la utilitățile generale. Am înțeles. Au existat niște racordate. Au existat niște probleme în acest sens, partea aceasta de utilități, de în principal de lumină și apă. Nu am mai multe date ca să vă spun exact care toaletă funcționează și care nu. Sigur, pot să întreb și data viitoare să fiu mai bine pregătit pe tema toaletelor. Scoatem noi pe cineva la răspundere. Bun, un ultim subiect pe care am dorit să-l discutăm cu dumneavoastră astăzi. Știm că sunteți foarte atent la tot ceea ce se întâmplă cu câinii maidanezi, că s-au făcut progrese în acest sens. Ați reușit să identificați acele transporturi clandestine, așa cum le numeați, care vin în orașul nostru? Da, poliția la un moment dat, dar cred că discuțiile astea le aveam acum mai bine de o lună, a prezentat un fel de raport cu ceea ce au descoperit dânsi. Aveam două direcții, erau cele de acțiune. Odată, ceea ce a spus dumneavoastră, câinii aduși din zona limitrofă orașului în oraș, lăsați în oraș. Și un alt element important era dat de situația câinilor care apărau de obicei, care apărau o anumită zonă în interiorul unei întreprinderi, mai puțin în interiorul curților private. Existau zone întregi cu câini care deveneau foarte agresivi atâta timp cât te apropiai de perimetrul lor. Un astfel de câine a mușcat atunci fetița în copou în zona Codrescu și sigur poliția locală a încercat și a identificat mai multe zone, a strâns astfel de câini cu acceptul, bineînțeles, celor de acolo. Cred că și acum o săptămână am avut o discuție în acest sens, undeva în zona Tătăraș se întâmpla și tot acțiunea poliției locale. Eu cred în continuare că numărul lor scade, cred că au început să înțeleagă și multe persoane de la bloc. Bineînțeles că trebuie să aibă grijă de acești câini, că au o anumită responsabilitate față de comunitate, o anumită responsabilitate juridică, cum la fel sper că au înțeles foarte multe asociații de locatari că există o anumită responsabilitate juridică vis-a-vis de acoperișurile făcute în cele mai multe cazuri fără autorizație și le-am semnalat acest lucru că până la intrare în legalitate au o anumită responsabilitate. Pentru a nu păți ce s-a întâmplat la Timișoara. Da, am văzut și noi cu toții la furtuna acolo, puternică. Da, erau și foarte vechi. Oricum, apropo de câini, încă se mai observă
destul de mulți câini în Păcurari, în Canta, sunt zone și îi vezi chiar la strada principală, nu mai ies. În Păcurarea au existat într-adevăr foarte mulți câini la fosta berărie, în curte, unde... Acum nu mai sunt, vă pot spune că am acolo biroul. A fost o acțiune mai amplă acolo, erau aproximativ 20 de câini, deci era un... și lucrurile... Încetul sunt trei echipaje care, sigur, lucrează cel puțin 8 ore pe zi și sperăm să vedem roadele. Cum poate ajuta fiecare ieșan padocul, astfel încât să reușim să contribuim și noi la aceste acțiuni până una alta? Există anumite ONG-uri care sunt în directă legătură cu cei de la padoc. Sigur, momentul în care un ieșan își dorește un câine, dar repet, nu un câine care să stea pe lângă bloc, ci un câine care să stea pe proprietatea respectivului, există această disponibilitate clară la padoc. Sunt foarte multe adopții. Zilnic se întâmplă aceste adopții. Aveam la un moment dat o situație și a adopțiilor, dar iarăși este un proces continuu acesta a strângerii câinilor, a adopțiilor, și noi încercăm, bineînțeles, să limităm înmulțirea câinilor în principal. Din ce le spuneați și dumneavoastră, e clar, aveți un program încărcat în fiecare zi, știți când începe ziua, nu? Dar când se termină e mai greu de aflat acest lucru. Avem și noi o curiozitate, sunt convins că sunteți atent pe lângă toate aceste activități, ce se întâmplă și la centru, clasa noastră politică, ce impresie vă lasă în acest moment? Pentru că vedem în fiecare zi apar lucruri, toată lumea se ceartă, toată lumea are ceva, atât cu DNA-ul cât și cu justiția. În general, cum vedeți dumneavoastră starea actuală a clasei politice de la centru, care într-un fel sau altul influențează și activitatea din teritoriu? Da, cred că există la ora actuală oarecare dezorientare, atât financiară, economică, cât și juridică, și dacă această parte juridică poate eventual într-un viitor să fie clarificată cu ajutorul Curții Constituționale, cu toate că și acolo sunt permanent multe semne de întrebare, văd că această parte financiară, economică perpetuă cumva în neclaritate și sperăm la un moment dat la măsuri și la un sistem mult mai predictibil și nu zvonistic de astăzi pe mâine, ba că splităm TVA-ul, ba că introducem din nou taxă de mediu și a doua zi lucrurile se schimbă. Noi nici nu mai știm ce se întâmplă, practic. Da, eu nu mai înțeleg. Ar trebui, într-adevăr, să ne bazăm pe aceste legi, să fie de lungă durată, prin această stabilitate. De fapt, Germania, de exemplu, reușește să progreseze astfel încât, cel puțin pe anul 2016, excedentul bugetar al Germaniei, de vreo 23, dacă nu mă înșel eu, de miliarde, era aproape cât jumătate din bugetul nostru. Și nu prin măsuri colosale, prin schimbări ale legii învățământului, prin schimbări de la un guvern la altul, ci prin stabilitate și predictibilitate. Da, așa e. Să sperăm că se va întâmpla și la noi într-un viitor apropiat. Încheiem și revenim în Iași. Ce ne puteți spune despre sărbătorile Iașului? Se apropie, vin, va fi aglomerat, clar. Aici nu avem nicio îndoială. S-a redus și bugetul, din câte am aflat bugetul, noi. Vin formații românești. Dar, din punctul dumneavoastră de vedere, la ce să ne așteptăm anul acesta? Sigur, în primul rând, aceste sărbători reprezintă o tradiție, trebuie să urmăm în continuare această tradiție. În ultimii ani și poate cu precădere în anul acesta s-a încercat cumva a disipării importanței sărbătorilor pe tot cuprinsul orașului, în sensul în care vor fi manifestări. De fapt, și în Alexandru, și în Nicolina, vor fi scene, nu numai în centru. De fapt, asta este o a doua tendință de a reduce cumva impactul asupra centrului
orașului și multe activități să meargă în cartiere. Primăria reprezintă totdeauna un element colateral. Sigur, Mitropolia este principalul actor în aceste sărbători și noi privim cu destul de mare atenție și aspectul economic, în sensul în care vedem ce beneficii poate să aducă orașului aceste sărbători. De aceea dorim cumva, cum am mai spus, o răspândire a manifestațiilor în toate cartierele. Și târgul nu va fi în centru, da? Târgul nu va fi în centru. În anii care a fost în centru, plusul de imagine, plusul economic nu a existat la un nivel cât să merite acest lucru. Da, așa se prezintă situația în acest moment cu privire la sărbătorile Iașului. Oricum le așteptăm, vor fi evenimente pentru toate grupele, pentru toate categoriile de vârstă și cu siguranță trebuie să ne bucurăm de ele, nu? Și să luăm partea frumoasă. Mulțumim frumos pentru prezență, pentru aceste detalii pe care ni le-ați oferit în această după-amiază. Așadar, vă reamintim, la față în față, astăzi în studioul nostru a fost viceprimarul municipiului Iași, domnul Radu Botez. Am aflat foarte multe lucruri, nu sunt surprinzătoare, nu sunt noi, sunt cele pe care le experimentăm de fiecare dată, zi de zi, am spune, în trafic, dar ne exprimăm așa speranța că vom vedea cum merge autobuzul și cât de repede merge autobuzul și atunci vom renunța la mașină. Poate, cine știe, e și asta aștept o soluție. Eu oricum merg cu autobuzul, așa că abia aștept. Uite că eu merg cu mașină, vezi? Bun, mulțumim tare mult pentru atenție. Ne reauzim miercurea viitoare, începând cu ora 13:05, cu siguranță, și atunci vom aduce în atenția voastră un subiect demn de interes și mai mult decât atât, demn de a găsi soluții pe care să le punem ulterior în practică. Urmează știrile orei 14, după care Sorin Cimbru în Viva Trafic. Toate cele bune, rămâneți cu programele Viva FM. Să vă fie bine, pa, pa!